și domnilor, bună ziua, sunt Livia Graur, bun găsit la Focus. 6 persoane care au fost implicate în bătaia de stradă din orașul Pantelimon au fost arestate preventiv. Razii ale poliției sunt în continuare la ieșirile din capitală. O minoră s-a urcat la volan și a lovit 5 mașini parcate după ce a încercat să fugă de un filtru al poliției. Iar Dunărea a început să scadă în Budapesta, dar fluviul a făcut ravagii în mai multe localități din sudul Ungariei. Viitura se îndreaptă acum spre România. Apar primele sancțiuni după bătaia începută în stradă în orașul Pantelimon și continuată într-un spital din capitală. Față de mai multe persoane din acest dosar au fost deja luate măsuri preventive, dar nici spitalul nu a scăpat fără sancțiuni. Cu mai multe detalii vine colega mea Bianca Iosef. Bianca, bună ziua! Ce măsuri au fost luate până acum în acest dosar? Bun găsit! 6 bătăuși au fost încătușați și reținuți în urma unor audieri maraton. Tribunalul Ilfov a decis duminică seara ca toți cei 6 să primească măsura arestului preventiv. Aceștia sunt acum acuzați de tentativă de omor, de distrugere și de tulburarea ordinii și liniștii publice. Potrivit unor surse, toți cei 6 fac parte din aceeași familie. În apărarea lor, aceștia au spus că au fost nevoiți să se apere și să-și facă dreptate cu furci și bâte. Toți cei 6 inculpați au depus deja contestație față de măsura arestului pentru 30 de zile. Dosarul este încă în acest moment în faza de urmărire penală. Totuși, în urma scandalului au existat și victime colaterale. Este vorba de Spitalul Sfântul Pantelimon din București, unde a fost continuată bătaia din stradă. Unitatea a fost sancționată cu o amendă de 3.000 de lei pentru nereguli în asigurarea securității. În total, 12 agresori implicați în violențele din stradă au fost identificați și audiați. Conflictul ar fi început din cauza unei fete care era iubita unui băiat care făcea parte din cealaltă familie. Polițiștii încearcă acum să identifice și alte persoane implicate în acest scandal, așa că este posibil să apară și noi inculpați. Atât pentru moment, însă, cu mai multe detalii, revenim la Focus 18. Mulțumesc, Bianca! O minoră de 16 ani care se afla la volanul unui bolid a acroșat 5 mașini parcate în sectorul 3 al capitalei. Adolescenta era urmărită de polițiști după ce a refuzat să oprească la semnalele acestora, pentru că, evident, nu deține permis de conducere. Mai multe detalii primim de la colega mea Ioana Enache. Ioana, bună ziua! Te ascultăm! Bună ziua! Într-adevăr, minora conducea fără permis și aceasta ar fi încercat să scape de poliție care voia să o oprească și, de altfel, a urmărit-o câteva străzi până a ajuns pe strada din sectorul 3, unde s-a și întâmplat incidentul. Tânăra de 16 ani a pierdut, de altfel, controlul mașinii și s-a izbit de o mașină parcată care, la rândul ei, a avariat alte 4 autoturisme. Aceasta conducea un autoturism de lux, asta ne-au spus cei pe care i-am găsit la fața locului. În total, 5 mașini au suferit pagube. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 1 dimineața, iar tânăra, dar și alte 2 prietene de ale sale care se aflau în acel moment în mașină, au suferit atacuri de panică, dar și răni ușoare. Asta au constatat cei de la ambulanță atunci când au ajuns la fața locului. Totodată mai multe mașini de poliție s-au deplasat imediat aici. Părinții acesteia au ajuns și ei și au stat de vorbă atât cu fiica lor, care se afla în momentul acela în atac de panică, cât și cu cei cărora le-a distrus practic mașinile. În imagini vedem acum una dintre cele mai avariate mașini care a rezultat din accidentul de aseară. Cea care deținea această mașină și-a cumpărat-o în urmă cu 2 săptămâni. Este o mașină nou-nouță, iar ea în acest moment se deplasează către secția de poliție pentru a deschide dosarul care o va ajuta totodată să-și și repare autoturismul. Minora a fost aseară testată și de consumul de alcool și substanțe interzise, ambele au ieșit cu rezultate negative. Adolescenta riscă acum dosar penal pentru conducere fără permis, nerespectarea semnalelor polițiștilor și distrugere. Dosar penal riscă totodată și persoana care i-a încredințat această mașină. Acestea sunt detaliile. Mulțumim!
Mulțumesc, Ioana. Un urs a făcut ravagii în localitatea brașoveană Crizbav, acolo unde a rănit doi oameni. Animalul a intrat în gospodăria unui bărbat de 68 de ani, după care a atacat în stradă o adolescentă care este însărcinată. Cei doi au ajuns de urgență la spital. Care este starea răniților, aflați imediat la Focus. Dunărea a început să scadă la Budapesta. Cu toate acestea, pericolul nu a trecut. Inundațiile au făcut prăpăd în țara vecină, chiar dacă s-au luat măsuri de precauție. În sudul Ungariei, Dunărea a inundat deja 10 de localități. Viitura se îndreaptă acum spre Serbia și în curând și spre România. Viitura de pe Dunăre a atins punctul maxim în Ungaria, la Budapesta. Fluviul a ajuns la 8 metri și jumătate adâncime și a început să se retragă. Dunărea a făcut însă ravagii, a inundat zona podului cu lanțuri și inclusiv o stație de tramvai. Totuși, autoritățile au reușit să protejeze intrările la metrou și clădirea istorică a Parlamentului. Tudjuk, hogy mit mi e, hogyan csinálunk, sokszor jobban, mint a szakemberek, sajnos. És fel vagyunk erre készülve, nem ér minket váratlanul. Minden házban majdnem van agregátor, van napelem, hűtési eszközök, tehát akár heteket is túl tudunk élni, amíg ilyen még nem volt, hogy egy évben háromszor van árvíz. Hát most szakemberek szerint állítólag ez a felmelegedés következménye, a szélsőséges időjárás következménye. Dunărea ar putea ajunge la un nivel normal în câteva zile, însă ungurii rămân în alertă. După retragerea apelor, autoritățile vor evalua activitatea de apărare și pagubele. Potrivit lui Victor Orban, în acest an, costul total al eforturilor de apărare în fața inundațiilor s-au ridicat la aproximativ 13 milioane de euro. În sudul țării, apele au inundat mai multe localități. Localnici ajutați de militari și pompieri au ridicat diguri din saci cu nisip sau cărămizi. Barca a devenit principalul mijloc de transport. Jelezte, hogy ők itt járőrözni fognak, próbálják védeni az értékeinket, de a tapasztalat az, hogy ez azért annyira nem hatékony, és ameddig nem vagyunk veszélybe, addig maradunk, próbáljuk védeni a saját értékeinket. Între timp, inundațiile au ajuns la granița cu Serbia, autoritățile sunt deja în alertă după ce la intrarea în țară nivelul fluviului a trecut deja de 7 metri. La Belgrad, debitul crescut al Dunării își va face simțită prezența încă de marți. În România, Dunărea deja atinge cote alarmante la intrarea în țară. Conform hidrologilor, fluviul va atinge debitul maxim în țara noastră în această săptămână, începând cu 27 sau 28 septembrie. Scandal cu pumni și picioare seara trecută la Festivalul Castanelor din Baia Mare. Doi adolescenți s-au luat la bătaie în mijlocul oamenilor. Unul dintre ei a ajuns la spital, iar celălalt în arestul poliției, după ce a fost încătușat de jandarmi la fața locului. Colega mea, Oana Spiru, are mai multe informații. Oana, bună ziua! Ce s-a întâmplat mai exact acolo? Bun găsit, a fost un scandal imens aseară în jurul orei 8 și jumătate la Festivalul Castanelor, după ce mai mulți tineri au început să se certe între ei. Cel mai vocal a fost însă un adolescent de 15 ani care s-a înfuriat pe unul dintre cei cu care ajunsese la festival și a început să-l înjure. De la vorbe grele la bătaie a fost apoi un singur pas pe care agresorul l-a făcut fără remușcări. Totul s-a întâmplat sub privirile oamenilor care se duseseră acolo ca să se relaxeze și să se simtă bine. Din fericire, în zona era și o patrulă de jandarmi, iar oamenii legii au intervenit și i-au despărțit pe cei doi. Puștiul de 15 ani a fost încătușat pe loc și dus la sediul poliției, în timp ce victima atacului său a primit îngrijiri la fața locului de la medicii ajunși acolo cu o ambulanță. Imediat după aceea, cel bătut a fost transportat la Spitalul Județean din Maramureș pentru investigații de specialitate. Între timp, polițiștii din Baia Mare au demarat o anchetă pentru a afla de la ce a pornit scandalul. Atât deocamdată de aici. La revedere! Mulțumesc, Iulia! Doi oameni din satul brașovean Crizbav au fost atacați de un urs în plină stradă. O fată de 14 ani, care este însărcinată, și un bărbat în vârstă de 68 de ani au ajuns la spital după întâlnirea cu fiara. Cu mai multe detalii vine colega mea, Iulia Ghervan. Iulia, bună ziua! Care este starea victimelor?
Bun găsit! Ursul a atacat aseară în satul brașovean Crisbav, în jurul orei 7. Prima victimă a fost un bărbat de 68 de ani, care s-a trezit cu fiara chiar în propria curte. Atacul a fost violent, bărbatul suferind mai multe răni la nivelul capului și feței. Apoi, animalul a fugit pe stradă. Aici i-a ieșit în cale cea de-a doua victimă, o adolescentă de 14 ani, însărcinată în 6 luni. Aceasta mergea pe stradă cu cumnatul său, în momentul în care fiara i-a observat și s-a luat după ei. Bărbatul a sărit gardul într-o curte și s-a salvat. Fata însă, din cauza sarcinii, a rămas pe loc sperând să scape. Din nefericire, ursul a sărit la ea. Speriată, fata a început să țipe pe moment în care ursul i-a dat drumul și a fugit. Ambele victime au fost transportate de urgență la spital. Fata de 14 ani, gravidă, care a suferit mai multe răni la spate și membre, a fost dusă prima dată la spitalul pentru copii, unde i s-au îngrijit leziunile, apoi a fost transferată la maternitatea din Brașov. Din fericire, starea mamei și a fătului sunt bune. Dacă nu apar complicații, ea va fi externată în 2-3 zile. Cealaltă victimă, bărbatul de 68 de ani, a ajuns la spitalul de urgență Brașov, unde a rămas internat. El va fi supus unei intervenții chirurgicale la secția de chirurgie plastică după rănile suferite la față și la cap. În urma atacului, autoritățile din Crisbav vor să împuște ursul și au formulat o cerere în acest sens. Deocamdată, acestea au fost informațiile de aici. Cu mai multe detalii, revenim la ora 18 la Focus. Mulțumesc, Iulia. Cibin, râul care traversează orașul Sibiu, se confruntă cu mari probleme de poluare. Lucrătorii de la Apele Române scot zilnic 10 de cauciucuri din albia râului. Specialiștii spun că anvelopele sunt extrem de toxice și poluează mediul. În plus, împiedică scurgerea normală a apei. Cu mai multe informații vine colegul meu Cosmin Călinescu. Cosmin, bună ziua! Te ascultăm! Bun găsit! Pe o porțiune ceva mai mică de un kilometru, angajații de la Serviciul de Gospodărire Apelor din Sibiu au scos numai puțin de 150 de cauciucuri de mașini și nu a fost singura lor problemă. Pe lângă anvelopele uzate, au mai fost scoase din râul Cibin și alte obiecte de mari dimensiuni. Nu este prima dată când se întâmplă astfel de situații și anul trecut din râu au fost ridicate 10 de anvelope. Potrivit autorităților, cauciucurile ajung în râu din zona industrială a orașului, fiind aruncate pe timpul nopții. Mesajul pe care îl transmit cei de la Apele Române, dar și toți cei care lucrează pentru protejarea mediului înconjurător, este ca înainte să arunce un cauciuc într-un râu, cei care fac astfel de lucruri toxice să se gândească la faptul că apa înseamnă viață. Cu mai multe detalii și imagini de aici, de la fața locului, vom reveni la știrile Focus de la ora 18. Atât deocamdată, la revedere! Mulțumesc, Cosmin! Tinerii din ziua de azi, în special fetele, renunță mult mai ușor la locurile de muncă față de generațiile trecute. Specialiștii spun că problema nu este legată nici de salarii și nici de programul încărcat, ci de încredere. Tinerii nu se consideră capabili să-și îndeplinească sarcinile. Una dintre soluțiile găsite de experți implică mai multă răbdare și atenție din partea angajatorilor. Aceștia ar trebui să le ofere un program de pregătire mai intens. Diana are 24 de ani și lucrează într-o corporație. Ea este una dintre tinerele care a vrut de mai multe ori să renunțe la job din cauza nivelului de muncă, dar și a dificultății. Totuși, dorința de a performa este puternică și speră să se adapteze. Este mult de muncă, e greu, mai ales fiind la început, dar mi-aduce și o satisfacție. Ați vrut să renunțați? Da, am avut destule momente, dar trece, pentru că știu cumva unde vreau să ajung și vreau să evoluez. Știu că e o perioadă mai grea, cu toții trecem prin asta la început. Izabela, o tânără de 26 de ani, în schimb a renunțat la locul de muncă. Lucra în relații publice și a fost nemulțumită de responsabilitățile mari pe care le avea în raport cu salariul. Momentan nu. Mă chinui să găsesc ceva unde să fiu fericită. Bineînțeles. Și de ce ați renunțat? Pentru că nu se trăiește cum trebuie în România. Trebuie să ai 5 joburi să faci față cheltuielilor. Specialiștii în resurse umane spun că tinerilor aflați la început de drum ar trebui să li se acorde o atenție mai mare la început. Ei au nevoie de personal specializat care să îi îndrume. Lipsa de experiență în muncă, sigur că duce la o nevoie mult mai mare de training
cât și de claritate în comunicarea așteptărilor, sarcinilor. Cu cât ai mai multe informații despre tine însuți, cât și feedback, cum ar trebui să fie în relațiile de muncă ideale, cu atât lucrurile ar funcționa mai bine. Tinerii nu au parte de consiliere de carieră în școală. Generația Z este, de exemplu, mult mai interesată de locuri de muncă care să le dea și un alt tip de satisfacție în afară de bani și de un rost social. Vor să le dea și un rost de viață. Fetele își activează o anumită sensibilitate, așa zis sensibilitate, care de fapt nu este altceva decât vulnerabilitatea personală la anumite solicitări sau la anumite atitudini din partea celorlalți, într-o situație în care este nevoie să se implice mai mult sau poate este criticată. Persoana care este deja vulnerabilă și care dă o interpretare negativă și mult mai intensă, sigur că va suferi mai mult. Tot studiile arată că generația Z are în multe cazuri așteptări nerealiste în ceea ce privește nivelul salarial. Instagram a lansat conturile pentru adolescenți care au opțiuni de supraveghere parentală. Asta înseamnă că părinții le vor putea controla și restricționa accesul tinerilor la aplicație. Cu mai multe informații despre acest subiect vine colega mea Oana Ursanu. Oana, bună ziua! Te ascultăm! Bun găsit, tinerii sub 18 ani care folosesc Instagram vor avea în curând un cont de adolescent privat cu mai multe restricții, iar părinții vor putea controla și restricționa accesul la platformă. Măsura a fost luată pentru a face platforma cât mai sigură în contextul criticilor tot mai mari legate de impactul rețelelor sociale asupra vieții copilului. Noua funcție va permite ca adolescenții să fie etichetați, menționați și să primească mesaje doar de la persoanele pe care le urmăresc. În plus, părinții vor putea vedea cu cine a discutat adolescentul în ultimele 7 zile, să stabilească o durată limită de funcționare și să restricționeze accesul. Noua funcție nu va intra imediat în vigoare. Adolescenții care au deja un cont de Instagram vor fi plasați într-un cont de adolescent în următoarele 60 de zile. Însă noi utilizatori vor fi plasați direct într-un cont restrictiv. Deocamdată acestea au fost informațiile. Cu mai multe informații revenim la Focus 18. Mulțumesc, Oana. Cine a spus că motocicliștii nu sunt sensibili? Mai mulți pasionați de motoare din Timișoara, împreună cu voluntari de la Universitatea Științele Vieții, s-au reunit pentru o strângere de fonduri. Banii câștigați în urma campaniei vor fi donați pentru renovarea unor case vechi din regiunea Banatului. Acțiunea se numește Color the Village și are scopul de a readuce la viață 30 de locuințe. Doomfest este evenimentul caritabil organizat de bikeri asociației Doomstriker. Organizația are sute de membri, în general foști și actuali angajați ai forțelor de ordine. Motocicliștii au făcut mai multe acțiuni caritabile, iar acum au decis să-i ajute pe cei de la asociația acasă, în Banat, să restaureze case vechi din zonă. Motocicliștii s-au adunat în parcarea unui centru comercial din Timișoara și de acolo au plecat în coloană pe străzile orașului. Cu ocazia acțiunii caritabile și-au propus să-i determine pe șoferi să fie mai atenți în trafic. Această paradă reprezintă nu numai un bun prilej de a atrage cât mai mulți motocicliști și oameni de bine pentru această idee a satului Bănățean, de refacerea satului Bănățean, lucrul ăsta înseamnă și o acțiune de conștientizare, de reducere a riscului rutier. De ce? Pentru că fie că suntem pe 2 roți, pe 4 roți sau pietoni, pentru că până la urmă toți suntem pietoni, este important să conștientizăm că respectul pe care noi trebuie să-l arătăm în trafic înseamnă reducerea numărului de evenimente rutiere. La momentul ăsta suntem în faza în care trebuie să strângem fondurile necesare pentru implementarea Color the Village 2025. Singurul reper pe care îl avem la momentul ăsta sunt costurile evenimentului din 2024, unde discutăm cu Radu undeva au depășit 24-25 de mii de euro.
e primul pas pe care îl avem de făcut, să strângem banii. Și nu puțini, ci vreo 20.000 de euro. Suma va fi donată în întregime pentru proiectul Color the Village 2025. Motocicliștii nu sunt niște persoane rele, nu sunt doar persoane care turează motoarele. Vrem să oferim din ce în ce mai mult bine și prin acest festival ne dorim să facem un obicei. Clubul, format din oameni ai legii, promovează pasiunea pentru motociclete și are principii solide, precum contribuțiile pentru proiecte de educație, performanță, ajutarea semenilor și sprijin prin implicare în comunitate. Ajutorul ăsta este o gură de aer, pentru că să ai cumva asigurat niște fonduri la sfârșitul anului pentru proiectul de anul viitor, este această gură de aer pe care orice proiect și orice organizație și-ar dori-o. Colaborarea cu ei este una fantastică, pentru că nu sunt doar colaboratori care au făcut un festival, ci ei ne-au devenit prieteni. Ei cumva și-au asumat deja acest proiect Color the Village 2025 și împreună o să zugrăvim 30 de case în cele 3 zile în județul Caraș-Severin, într-un sat de acolo. Anul trecut, motocicliștii din Banat au strâns câteva mii de euro, cu care au renovat două saloane din cadrul secției de terapie intensivă a Spitalului Militar din Timișoara. A fost echinocțiul de toamnă. Oficial, vara s-a încheiat și a început toamna astronomică. Nu pentru toți este însă un moment de bucurie. În cazul unora apare astenia de toamnă odată cu schimbarea vremii, iar fenomenul afectează tot mai multe persoane. Patricia este una dintre persoanele afectate an de an în prag de toamnă. Astenia îi aduce în aceste zile o senzație de oboseală inexplicabilă, dar și o stare de melancolie. Mă afectează destul de tare, mă simt foarte obosită. Asta foarte, foarte mult în pat și aș dormi și nu mai am energie să mai fac aproape nimic. De obicei în perioada toamnei, da? Mai ales când se face schimbarea și de temperatură și că ziua e mai scurtă, poate. În perioada aceasta, zilele devin mai scurte, iar lumina soarelui scade. De aceea, ceasul nostru biologic este afectat și apar aceste tulburări afective. O oboseală, lipsă de chef, de stare. Eu personal mă ocup de treaba asta dormind. Cu toate schimbările de anotimp sunt 2-3 zile acolo în care bubuie pe toată lumea. Unele sunt mai ușoare, altele mai grele, dar reduce și sistemul imunitar. Tulburările de dispoziție, oboseala și slăbiciunea sunt câteva dintre manifestările asteniei de toamnă. Aceasta este pusă pe seama schimbărilor meteorologice și apare în fiecare an în aceeași perioadă. Astenia de toamnă afectează 25% din populație. Sunt oameni care sunt foarte, foarte activi și implicați în tot soiul de activități și care poate nu simt foarte bine prezența asteniei. Sunt oameni care au o predispoziție emoțională, să spunem așa, și pe care astenia asta îi prinde într-un moment mai puțin favorabil al existenței lor, într-o perioadă foarte, foarte stresantă. E posibil ca pentru ei simptomele să fie un pic mai expresive. Nu am avut și nu am probleme legate de astenie datorită acestui lucru, că mă protejez. Organismul am învățat așa, cum se spune, consumăm puțin, dar bun, vitaminizat. Activitatea fizică regulată, plimbările în aer liber, dar și o alimentație bogată în vitamine ne pot ajuta să trecem mai ușor peste această perioadă. Putem, bineînțeles, să asociem niște vitamine în perioada rece, vitamina D, vitamina C, fără însă a face abuz. Plimbările și sportul, iarăși, contribuie semnificativ la ameliorarea simptomelor în astenia de toamnă, precum și activități care știm noi, fiecare dintre noi, în parte, că ne fac bine. Cititul, somnul suficient, cât consideră fiecare, dar nu mai puțin de 6 ore pe noapte, și evitarea pe cât posibil a situațiilor stresante. Astenia de toamnă durează de obicei câteva săptămâni. Piața Victoriei a fost ocupată de sute de ciobani care protestează față de eutanasierea ovinelor afectate de pesta micilor rumegătoare. Manifestanții sunt deciși să protesteze timp de mai multe zile. Cum s-au pregătit pentru asta, vedeți după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi!
Ciobanii au luat cu asalt Piața Victoriei și protestează față de măsurile luate de stat pentru a combate pesta micilor rumegătoare. Crescătorii de oi s-au pregătit pentru manifestații întinse pe mai multe zile și amenință cu blocarea drumurilor. Colega mea Anaida Glujdea se află acum în fața guvernului. Anaida, bună ziua! Care este atmosfera acolo și ce solicită ciobanii? Bun găsit! Sute de protestatari au venit din toate colțurile țării în fața guvernului încă de la primele ore ale dimineții. Oamenii cer oprirea eutanasierii animalelor pe teritoriul țării noastre și vor ca zonele în care e impusă carantina să fie mai restrânse. În plus, ei cer redeschiderea porturilor pentru exportul animalelor. Ciobanii s-au pregătit pentru un protest intens pe mai multe zile. Oamenii au venit la protest cu produse de la oile lor. Au venit cu carne, brânză, dar și cojoace. Ei spun că sunt pregătiți să rămână în fața executivului până când solicitările lor vor fi luate în seamă de guvernanți. De altfel, o delegație a acestora a fost primită la Palatul Victoria pentru negocieri. Fermierii au cerut și un preț minim garantat pentru producători pe kilogramul de carne. Ei spun că prețul a scăzut de la 12 lei pe kilogram, de la 22 de lei, cât era în urmă cu doar două luni. ANSVSA a anunțat că momentan mai sunt active 27 de focare de pesta micilor rumegătoare. În ultimele luni au fost sacrificate 10.000 de ovine. Acestea sunt informațiile momentan. Cu mai multe ne auzim la Focus 18. Mulțumesc, Anaida. Să nu credeți că dacă a trecut vara am scăpat de alergii. Multe dintre aceste afecțiuni ne afectează și în sezonul rece. În plus, temperaturile tot mai ridicate pot contribui la o creștere a alergiilor de toamnă și iarnă. Medicul Carmen Bunu Panaitescu, președintele Societății Române de Alergologie și Imunologie Clinică, este invitata mea de la această oră și îi spun bună ziua și vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua și eu mulțumesc pentru invitație. Spuneți-ne așadar ce fel de alergii apar în sezonul acesta mai rece și ce le declanșează și cu ce putem să le asociem? Acum îi spunem că este sezon rece, dar vedem cu toții că temperaturile au crescut și sezonul de alergie la ambrozia își continuă, din păcate, efectele. În continuare, cei care au această sensibilizare la ambrozia au manifestări de rinită, de rinoconjunctivită, au episoadele de tuse, de sufocare, pentru că trec încet, încet spre simptome de astm. Deci dacă augustul este luna de explozie a alergicilor la ambrozie, septembrie este zona în care acestea devin mai grave și se menține această sensibilizare. În paralel, există și alergia la pelin, o altă buruiană, care are situația similară cu ambrozia, și o altă problemă este alergia la o serie de fungi care din nou se găsesc afară. Este vorba de alternaria, care acum 15 ani era aproape nesemnificativă și acum ajunge să fie un sensibilizant puternic care duce și el la episoade de astm. Încet, încet, pe măsură ce într-adevăr vine sezonul rece, oamenii sunt siliți să închidă geamurile, să dea drumul la căldură și atunci un alt agent alergenic foarte, foarte potent, din punctul meu de vedere cel mai periculos pe întregul continent și pe tot globul, este vorba de acarienii din praful de casă. Ei se dezvoltă oricât de multă curățenie am vrea să facem, dar este adevărat că în casele aglomerate cu multe obiecte pe care se poate să crească acest acarian, cu haine de pat, cu pene, cu multe covoare, cu tapiserii, cu perdele, are un mediu favorabil, mai ales dacă este și mai întuneric și cald și umed, este mediu propice ca să se dezvolte acarianul, cel mai periculos alergen, pentru că și el duce, din păcate, la astm. Așa încât acestea sunt alergenele cele mai cunoscute și a lor li se adaugă cele care sunt permanent o problemă, respectiv alergia la scoamele de animale de companie. Cum ne dăm seama că suferim de alergie? Care ar fi simptomele, să spun așa, și cum le deosebim de o răceală, să spunem? În primul rând, principalele simptome seamănă, dacă vorbim de cele nazale și oculare. Și la alergie și la o gripă, nasul curge, există strănut, există lăcrimare, înfundare de nas, dar există și deosebiri. În alergii nu apare febra, nu cresc ganglionii, nu doare gâtul, nu există această stare de
dureri de mușchi care se asociază virozelor, da? Pe când orice viroză se asociază cu astfel de probleme, cu febră, cu curbatură, cu mialgii, cu faptul că secrețiile nazale încet încet se suprainfectează și devin gălbui sau chiar verzui. Deci există simptome și aproape, dar și diferite, care ajută medicul să pună diagnosticul. Și mai mult, dacă este vorba, poate, la primul sezon de reacție alergică, să nu faci o deosebire între o viroză mai ușoară și o alergie, faptul că se repetă în fiecare sezon, în aceeași situație, cam cu acelea simptome, trebuie să ridice problema unui diagnostic diferențial și a dovezii că există alergie. Există o vârstă critică la care apare acest tip de alergii? Ne naștem cu alergii, le dezvoltăm în timp și dacă le dezvoltăm în timp, pe seama ce punem faptul acesta? Există o moștenire ereditară, pentru că sunt familii în care bolile alergice sunt mai frecvente. Este ceea ce numim acel teren atopic, deci mai predispus să răspundă imun prin producerea aceasta de alergii. Se și cheamă marșul atopic, adică un copil din părinți alergici face la primele luni de după naștere fie o alergie alimentară, fie dermatita atopică și după vârsta de 3 ani spre 5 ani încep să apară simptomele de rinită și în final cele de astm. Este povestea tristă a unei persoane alergice și așa că din ce am spus poate se și deduce că alergiile sunt foarte frecvente la copii. Poate una dintre cele mai frecvente manifestări ale bolilor copilăriei sunt alergiile, iar rinita alergică a copilului este cea mai frecventă cauză de probleme ale copilului mic. Dar pentru a deveni alergic este nevoie de o perioadă numită sensibilizare. Atunci când organismul începe să producă mecanismele de alergie, așa că chiar dacă ne naștem cu un teren alergic, avem nevoie de 2-3 sezoane să ne întâlnim cu un alergen ca să apară primele simptome. Deci există o fază înainte de a se manifesta, așa numită perioadă de sensibilizare, în care noi am putea identifica într-o familie prezența anticorpilor specifici pentru un alergen, iar după momentul în care aceștia sunt suficient de mult pentru a produce reacția alergică, apar și simptome. Deci, unul din sfaturile pe care le dau este ca în condițiile în care există o familie cu terenul acesta atopic, alergic, dacă doi părinți mai ales sunt alergici, șansa să aibă un copil alergic este foarte mare, am spus-o de mai multe ori, între 50 până la 80%. Ce înseamnă asta? Cel puțin unul din doi copii al acestei familii pot să aibă această continuare a alergiei. Iar dacă un singur părinte este alergic, cel puțin unul din doi va avea acest risc de a dezvolta alergii. Către ei, medicul de familie trebuie să se aplece cu mai mare atenție, să surprindă momentul în care pot să fie niște simptome ușoare, mai ales dacă a trecut prin ceea ce am menționat anterior, un istoric de alergie alimentară în copilăria mică și de dermatită atopică, da? Care sunt primii pași în ceea ce înseamnă dezvoltarea alergiilor respiratorii ulterioare. Se întâmplă și în cazul adulților să dezvolte un tip de alergii? Da, aici vine cea de-a doua parte. Oricine poate deveni alergic, mai ales că s-a schimbat stilul de viață. Bolile alergice se asociază cu stilul de viață vestic, care înseamnă și foarte multe lucruri bune, dar și multe lucruri rele, dintre care poluarea atmosferică este de departe factorul care favorizează dezvoltarea alergiilor la oricare vârstă. Iar în funcție de zonă, prezența unui anumit tip de alergen în aer. Iar pentru zonele de câmpie din România este clar că cea mai mare problemă în toamnă este dată de alergie la ambrozie. Cantitățile sunt imense, nu vorbim de cantități de 2-3 ori mai mari decât cele care dau alergii, vorbim de cantități de 10-20 de ori mai mari. Deci eu cred că este un adevărat tsunami de expunere la alergen care automat determină sensibilizarea chiar la o persoană adultă în condițiile în care există și poluare care atacă mucoasa respiratorie. Așa încât întrebarea aceasta frecventă a pacienților adulți, de ce n-am avut nimic până acum?
stă în această modificare de stil de viață, în prezența poluării, în prezența unei alimentații care nu mai este atât de naturală și care nu mai asigură o protecție atât de bună din punct de vedere al imunologiei intestinale, în care se întâmplă 80% din ceea ce învață sistemul imun. Curățenia foarte mare predispune din nou la alergie și este în opoziție cu ceea ce era pe vremuri așa numită viață la fermă, în care exista o expunere la agenți patogeni, la anumiți microbi, față de care copilul dezvolta reacție de apărare, nemai dezvoltând însă alergie. Putem face ceva preventiv? Preventiv, dacă ne referim la aeroalergenele din exterior, respectiv în primăvara de vreme, expunerea la polenul de pom timpurii, în mai-iunie, expunerea la polenul de graminee și august-septembrie, expunerea la polenul de buruieni, în care ambrozia de departe e cea mai importantă, dar și acei spori de fungi din care am menționat alternaria, este să, în primul rând, să se cunoască ce este în aer. Trebuie să aibă și România un sistem de senzori în toată țara, așa cum există în momentul de față aici în Timișoara. Avem un proiect pilot care ne arată nouă alergologilor cât de important este să știm ce e în aer, să ne pregătim pentru pacienții noștri și să-i pregătim pe cei pe care știm deja alergici să înceapă să se trateze. Aceasta e un fel de prevenție în agravarea bolii. Dar cel mai important pentru toată populația este important, pentru că știu când este sezonul de maximă prezența polenului, orele din zi când este mare încărcarea, pentru a nu se expune făcând atunci sport afară, jogging, mers cu bicicleta, plimbat copiii pe afară când e mare concentrație de polen, pentru că se expun și riscul în 2-3 ani să devină alergici crește. Deci a ști cine este inamicul este cel mai important. Apoi stilul de viață, scăderea expunerii nefiind în orele respective, folosirea în casă a unor sisteme de purificare a aerului ajută atât cât se poate în condițiile în care am menționat concentrațiile acestor aeroalergene sunt foarte, foarte mari. De aceea ar fi important să știm ce se întâmplă la nivel național și să putem să gândim niște măsuri de ajutor, pentru că, de exemplu, dacă plouă, polenul cade și până nu revine căldura și iară să zboare prin aer, pacienții încep să se simtă foarte bine. În schimb, dacă este o furtună și se sparg grăuncioarele de polen, din contră, simptomele se agravează. Deci a ști toate aceste lucruri, a le spune în cadrul unor buletine de știri sau așa cum facem noi pe o aplicație specială numită Alergotel, este absolut o necesitate și autoritățile ar trebui să ajute la implementarea unui astfel de proiect. Dacă cu vorbim siguranță. De acaimente, vă rog. Da, acolo este problema de condițiile din casă și cu cât sunt mai risite, mai simple, fără obiecte în care să încarce cu praf, se expun mai puțin și aici este foarte important pentru copii. Iar cu animalele de companie sunt două teorii. Cea mai apropiată este că un copil e bine să fie crescut cu un animal de companie ca să dezvolte toleranță. În schimb, un adult odată devenit alergic riscă să devină și mai alergic, deși și la adulți este posibil să se desensibilizeze la contactul permanent cu un animal de casă. Am vorbit despre simptome, v-aș întreba și despre tratament și ne-ați menționat de mai multe ori faptul că alergiile pot duce la astm. Când duc alergiile la astm și dacă sunt și alergii care nu duc la astm? Majoritatea alergenilor care dau rinită atacă mucoasa din nas, căile respiratorii superioare. Dacă această inflamație generată de alergie la nivel nazal nu este tratată la timp, ce se întâmplă? Încet, încet, ea va coborâ înspre căile respiratorii inferioare, adică spre bronșii, iar dacă această inflamație este acolo, alergenul pătrunde fără nicio problemă și în mucoasa din căile acestea mici, din bronșii, și atunci se produc crizele de astm.
Și aceasta este cel mai frecvent întâlnit în cazul acarienilor. Practic, la copii, peste 80% din cazurile de astm sunt date de astmul alergic, iar dintre acești 80%, majoritatea sunt copii care au început cu rinită alergică, transformată apoi în astm alergic la acarienii din praf de casă. Ambrozia face același lucru, este extrem de virulentă și din cauza cantității extrem de riscantă este expunerea la acest alergen și în general după 5-6 ani de simptome nazale încep și crizele de astm, din păcate. Așa încât orice alergen la care te expui mult are riscul de a duce spre astm. Cotați ca cei mai potenți și cu riscul cel mai mare sunt în ordinea aceasta acarienii din praf de casă, ambrozia și acel fung, acea ciupercă din aer, alternari. Antihistaminicele sunt de cele mai multe ori primele medicamente sau medicamentele pe care le luăm atunci când avem simptome de alergie. Mai putem face și altceva? Antihistaminicile ajută oprind până la urmă efectul cel mai important factor care duce la alergie, e un mediator, această histamină. Dar să nu uităm, inflamația alergică înseamnă mult mai mult, o inflamație complexă, cu multe celule, cu mulți mediatori și ca orice inflamație, ce trebuie să dăm? Un antiinflamator. Corticosteroizii sunt cei care pot controla inflamația și există spray-uri intranazale care se pot administra în doze de micrograme de la copii până la adulți, care la rândul lor pot să existe și combinații cu acest corticosteroid cu antihistaminic intranazal. Deci recomandările cele mai multe sunt formele, mai ales dacă sunt cu simptome mai severe, să se folosească din start aceste spray-uri intranazale care să controleze inflamația cu corticosteroizi. Din nou, repet, este vorba de micrograme și din care se absorbe în corp 1%, adică niște cantități neglijabile dacă ne referim la un tratament de 2-3 luni cu astfel de spray-uri intranazale. E adevărat că un polialergic care are luni de zile de fapt expunere la alergen va avea la un moment dat efectele adverse ale acestei terapii. Și de aceea, măsura cea mai inteligentă este imunoterapia cu alergen, adică acea terapie care schimbă răspunsul imun al pacientului alergic, ducându-l către toleranță, ceea ce toți cei care nu suntem alergici avem. Cu toții respirăm aer, cu toții intrăm în contact cu aceste alergene, doar că în modul normal, organismul înțelege că nu sunt agenți patogeni, nu nici virusuri, nici microbi, nici paraziți, deci că nu trebuie să ne luptăm cu ei, și dezvoltăm toleranță. Prin imunoterapia cu alergen se întâmplă același lucru, se reînvață sistemul imun să meargă spre toleranță, să devină desensibilizat față de alergenul care a cauzat simptomele. Și practic să oprești istoria unui alergic. Este un mare beneficiu al alergologiei că poate opri evoluția bolii, poate opri dezvoltarea unui astm la un pacient cu rinită alergică și poate controla simptomele de rinită alergică. Doamna doctor, vă mulțumesc foarte mult pentru toată această analiză și pentru toate sfaturile pe care ni le-ați dat. Și eu vă mulțumesc pentru atenție. Luăm o scurtă pauză de publicitate, dar nu plecați, revenim imediat. Au apărut primele sancțiuni după bătaia începută în stradă în orașul Pantelimon și continuată într-un spital din capitală. Față de mai multe persoane din acest dosar au fost luate deja măsuri preventive, dar nici spitalul nu a scăpat fără sancțiuni. Mai multe detalii primim de la colega mea Bianca Iosef. Bianca, bună ziua! Ce măsuri au luat până acum în acest dosar? Bun găsit! 6 bătăuși au fost încătușați și reținuți în urma unor audieri maraton. Tribunalul Ilfov a decis duminică seara ca toți cei 6 să primească măsura arestului preventiv. Aceștia sunt acum acuzați de tentativă de omor, de distrugere și de tulburarea ordinii și liniștii publice. Potrivit unor surse, toți cei 6 fac parte din aceeași familie. În apărarea lor, aceștia au spus că au fost
nevoiți să se apere și să-și facă dreptate cu furci și bâte. Toți cei 6 inculpați au depus deja contestație față de măsura arestului pentru 30 de zile. Dosarul este încă în acest moment în faza de urmărire penală. Totuși, în urma scandalului au existat și victime colaterale. Este vorba de Spitalul Sfântul Pantelimon din București, unde a fost continuată bătaia din stradă. Unitatea a fost sancționată cu o amendă de 3.000 de lei pentru nereguli în asigurarea securității. În total, 12 agresori implicați în violențele din stradă au fost identificați și audiați. Conflictul ar fi început din cauza unei fete care era iubita unui băiat care făcea parte din cealaltă familie. Polițiștii încearcă acum să identifice și alte persoane implicate în acest scandal, așa că este posibil să apară și noi inculpați. Atât pentru moment, însă, cu mai multe detalii, revenim la Focus 18. Mulțumesc, Bianca. O minoră de 16 ani care se afla la volanul unui bolid a acroșat 5 mașini parcate în sectorul 3 al capitalei. Adolescenta era urmărită de polițiști după ce a refuzat să oprească la semnalele acestora pentru că, evident, nu deține permis de conducere. Mai multe detalii primim de la colega mea Ioana Enache. Ioana, bună ziua! Te ascultăm! Bună ziua! Într-adevăr, minora conducea fără permis și aceasta ar fi încercat să scape de poliție care voia să o oprească și, de altfel, a urmărit-o câteva străzi până a ajuns pe strada din sectorul 3, unde s-a și întâmplat incidentul. Tânăra de 16 ani a pierdut, de altfel, controlul mașinii și s-a izbit de o mașină parcată care, la rândul ei, a avariat alte 4 autoturisme. Aceasta conducea un autoturism de lux, asta ne-au spus cei pe care i-am găsit la fața locului. În total, 5 mașini au suferit pagube. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 1 dimineața, iar tânăra, dar și alte 2 prietene de ale sale care se aflau în acel moment în mașină, au suferit atacuri de panică, dar și răni ușoare. Asta au constatat cei de la ambulanță atunci când au ajuns la fața locului. Totodată mai multe mașini de poliție s-au deplasat imediat aici. Părinții acesteia au ajuns și ei și au stat de vorbă atât cu fiica lor, care se afla în momentul acela în atac de panică, cât și cu cei cărora le-a distrus practic mașinile. În imagini vedem acum una dintre cele mai avariate mașini care a rezultat din accidentul de aseară. Cea care deținea această mașină și-a cumpărat-o în urmă cu 2 săptămâni. Este o mașină nou-nouță, iar ea în acest moment se deplasează către secția de poliție pentru a deschide dosarul care o va ajuta totodată să-și și repare autoturismul. Minora a fost aseară testată și de consumul de alcool și substanțe interzise, ambele au ieșit cu rezultate negative. Adolescenta riscă acum dosar penal pentru conducere fără permis, nerespectarea semnalelor polițiștilor și distrugere. Dosar penal riscă totodată și persoana care i-a încredințat această mașină. Acestea sunt detaliile. Mulțumim! Mulțumesc, Ioana! La jumătate de secol de la inaugurarea Transfăgărășanului, primele mașini care au parcurs acest drum spectaculos, vă vine să credeți sau nu, încă există. Sunt bătrânele Dacii, fabricate la Pitești în anii 70. Colecționari, nostalgici sau pur și simplu iubitori de autoturisme vechi, le-au adunat pe toate la o expoziție în Sibiu. Deși au sute de mii de kilometri la bord, mașinile au fost păstrate într-o condiție ireproșabilă și sute de oameni s-au strâns să le admire. Cinci autoturisme Dacia 1300 și 1310 au străbătut aleile împrejmuite cu monumente tradiționale ale muzeului Astra. Ne-am urcat și noi într-una, alături de Gianni, un artist tatuator din Sibiu, pentru care mersul în Dacia moștenită de la părinți a devenit un mod de viață. Nici nu știu la ce să fiu atent, la Dacia sau la morile de vânt, la muzeu. E foarte fain. Ce să mai... Când mă sui în Dacia, pe mine nu mă interesează ce e în jurul meu. Eu nu văd. Deci eu nu văd decât 2 metri. Poți să mă saluți, nu te văd, sunt atent la mașină și ascult motorul. Geamul cu mascara? Da. Prima oprire a fost lângă morile de vânt din muzeu. Deși au văzut pe vremuri Transfăgărășanul, bătrânele Dacii nu mai pot parcurge în prezent acest traseu din cauza vârstei și a costurilor care ar implica o astfel de aventură, însă ele sunt păstrate exact ca în acele vremuri. Carnetul de membru, că... spre membru de partid. Bun.
Și ăsta e permisul de conducere. Avem valut. Bucșul. A, 100 de lei, Bălcescu era pe. Da, e și spălați. Că... Bun. Să fie bine. Cu alte povești, din acele timpuri, la eveniment au mai venit și alți proprietari de mașini vechi. Ați așteptat după aia că erau legit, da? Cât ați așteptat? În jur de 5 ani. Da, tata, eu eram mic, 14 ani aveam, 13 ani. Dar, mi se pare 83 de mii de lei. Am fost pe Transfăgărășan, n-am avut probleme, nu mi-aduc aminte, chiar și pe Păltiniș. Pe Păltiniș parcă o fiert odată motorul, dar pe Transfăgărășan n-am avut probleme. A fost de vis pentru noi ca și copii. Era ceva extraordinar. Sunt primele dacii care au traversat Transfăgărășanul. Da? Da, da. În chestia la 50 ani de la capăt. Exact. Tu vă aduci aminte de niște vremuri, nu? Mi-aduce. Și mai merg. Am nostalgia momentelor de atunci când știam să mai schimb și eu ceva, să mai umblu la un jigler, să mai... La mașinile moderne nu mai putem face lucrul ăsta, dar au fost mașini de o calitate foarte bună. Mașinile acestea deja sunt rarități și, în primul rând, sublinez cât efort este să le menții în funcțiune, să găsești piese, să le restaurezi. Sunt piese deja de patrimoniu, le putem numi, pentru că au o vechime considerabilă și cu ele s-a circulat la început pe Transfăgărășan. Transfăgărășan are o lungime de aproximativ 151 de kilometri și face legătura între Muntenia și Transilvania. Drumul, gândit de comuniști să fie unul strategic în scopuri militare, a devenit extrem de vizitat de străini în ultimii 15 ani. Segmentul care atrage cel mai mult este între stânci, cu 30 de kilometri înainte de Bâlealac. Berbecel, Cruciulița, Frâncușa, Cardinal sau Băbeasca Neagră sunt doar o parte dintre cele peste 30 de soiuri de struguri care au fost prezentate și degustate la Universitatea de Științele Vieții de la Iași. Unele sunt vechi, altele fac parte din colecția instituției și sunt mai puțin cunoscute. În plus, toate sunt rezistente la condiții meteorologice vitrege. Evenimentul de la Iași a adunat mai multe crame și podgorii din toată regiunea Moldovei. Soiurile inedite au fost prezentate chiar de studenții universității. Printre ei este și Andrei, un tânăr pasionat de viticultură încă din copilărie. Este motivul pentru care a ales să studieze la Universitatea Științelor Vieții și vrea să se specializeze în soiurile de struguri negri. Are nevoie și de o temperatură mult mai ridicată, de un sol... Nu neapărat mai ușor, dar mai potrivit pentru el. Dacă nu avem aciditate în vin, o să avem un gust mai fad, mai neplăcut, să zic așa, pentru consumatori. Și se caută pe cât posibil să fie echilibrul, să fie pe plac consumatorului. De la standuri nu au lipsit nici strugurii roze. Răzvan, care este viticultor de 10 ani, a venit cu 3 astfel de soiuri. Din ei are de gând să facă 2 variante de vin roze, demi-dulce și demi-sec. 86% dintre francez îl folosesc pentru vin. Aici avem gelul, e o încrengătură în laborator, apărut după anii 90. Este foarte aromatizat, folosit în special pentru struguri de masă. În beciul facultății există o colecție de 200 de soiuri de struguri, atât din România cât și din lumea întreagă. Un soi vechi românesc, care nu prea se mai găsește în restul țării. În momentul de față, acești soi pare să aibă o importanță din ce în ce mai mare, pentru că în contextul climatic cu temperaturi extreme, acești soi își păstrează aciditatea. O ușoară combinație, să spunem, între un Syrah franțuzesc sau australian și eleganța unui Pinot Noir franțuzesc. Evenimentul, aflat la prima ediție, a avut sute de vizitatori. Cu toții s-au declarat mulțumiți de ceea ce au găsit la standuri. Coarnă albă, foarte bun, foarte gustos. Să se mult zămos să se, cred că e mai mult pentru vin, pe când astea sunt de masă, se vede diferența la hamburgul, nu tărce pe toate. cel mai bun, aromat. Nu sunt foarte dulce, adică poți să-i mănânci fără să îți crească glicemia, fără să cazi jos după ei. De obicei prefer otonelul, dar acum am rămas puțin impresionată de hamburg și de gelul. Încântați au fost și profesorii facultății, dar și invitații de peste hotare. Deocamdată am gustat două soiuri. Șaslaul roze, care e foarte dulce, și astea care e foarte răcoritor. Și
Bun, foarte reușit pentru că are o textură foarte, foarte cărnoasă, deci foarte plină. Seminții foarte puține și chiar întrebam dacă cumva este un soi fără semințe. Din cauza secetei în acest an, producția de struguri este mai mică, cu cel puțin 20%. Vestea bună este că toate soiurile prezentate sunt rezistente la condiții meteorologice vitrege. Ajută-ne să ajutăm! Sub acest îndemn, peste 500 de timișoreni au alergat într-un cross pentru pacienții bolnavi de cancer. Evenimentul caritabil organizat de Asociația OncoHelp a avut drept scop strângerea de fonduri pentru cumpărarea unui aparat medical performant cu care să se poată diagnostica mult mai ușor această boală cumplită care le macină sănătatea oamenilor. Astfel de evenimente reunesc în fiecare an la Timișoara oameni care vor să facă bine. De data aceasta, la cross au participat alergători amatori, dar și experimentați. Cu toții și-au propus să strângă fonduri pentru cumpărarea unui colonoscop de ultimă generație, care să ajute medicii la descoperirea cazurilor de cancer colorectal. Boala este cea mai des întâlnită afecțiune oncologică din sfera celor digestive, iar aparatul pentru care au alergat astăzi timișorenii dă posibilitatea medicilor de a face investigațiile care pot depista neoplasmul. Haideți! 3, 4, start! Crossul OncoHelp a însemnat participarea la două curse. Una a fost mai scurtă, de 4,2 km, iar în a doua concurenții au alergat pe o distanță de 10 km. Am venit pentru a alerga, pentru a ajuta pe cei cu cancer și în același timp pentru a mă întâlni cu colegii, cu prietenii și alerg în fiecare săptămână. Am dorit să particip la această cauză nobilă, să zicem așa, pentru spitalul de la OncoHelp, da? Dar în al doilea rând sunt un mare fan alergat și am participat la multe concursuri până acum și tot timpul promovez acest tip de sporturi. Un corp sănătos poate să lupte mai bine și cu cancerul și cu toate bolile. Practic, prin mișcare, prin alergare, noi stimulăm organismul, stimulăm imunitatea organismului, stresul creat prin mișcare ne îmbunătățește sănătatea organismului. Aparatul cumpărat din donațiile și taxele de participare ar putea crește exponențial șansele de supraviețuire ale pacienților. Bolnavii de cancer, în general, au șanse mult mai mari de vindecare după o operație în care se elimină total tumora, dacă fac sport zilnic. Și asta s-a dovedit statistic. Sunt pacienți care au cancere locale avansate, operate și care ulterior fac sport. În felul ăsta putem să reducem mult, practic la jumătate, riscul de recidivă. Echipamentul acesta care va fi achiziționat este un echipament de ultimă generație. Implicit va crește rata de detecție a leziunilor perineoplazice și a cancerului de colon. În România, incidența cancerului colorectal este în creștere, fiind de 10 la 100.000 de bărbați. Mai mult, acest tip de neoplazie reprezintă a doua cauză de mortalitate în țara noastră, atunci când vorbim de decese cauzate de boli oncologice. Cresc tensiunile în Orientul Mijlociu. Gruparea Hezbollah a atacat nordul Israelului cu peste 100 de rachete și cel puțin 4 civile au fost răniți. Armata israeliană a ripostat imediat printr-un atac aerian în sudul Libanului, iar premierul Benjamin Netanyahu promite o răzbunare cruntă. Între timp, autoritățile israeliene au luat măsuri de precauție. Toate școlile din nordul țării au fost închise, iar spitalele au fost nevoite să intre în stare de război. La primele ore ale dimineții, alarmele de raid aerian au început să sune fără oprire în nordul Israelului. Sute de mii de oameni s-au îndreptat spre adăposturi, în timp ce Hezbollah lansa din Liban peste 100 de rachete. Sistemele de apărare antiaeriană au interceptat o parte dintre ele, însă multe au lovit ținte la sol. Cel puțin 4 civili au fost răniți. Din imaginile postate pe rețelele sociale, în orașul israelian Haifa se văd mașini incendiate și clădiri distruse în urma bombardamentelor. Hezbollah a declarat că atacul a fost îndreptat împotriva unui complex militar-industrial. Autoritățile izraeliene nu au anunțat pagube semnificative, în schimb au luat măsuri de precauție. Președintele țării a ordonat închiderea școlilor din nordul Israelului, iar spitalele au intrat în stare de război. Conform instrucțiunilor primite, pacienții au fost mutați în buncăre, situate la peste 16 metri adâncime.
Într-un interviu pentru Sky News, președintele Israelului a spus că nu-și dorește un război cu Libanul, însă va lupta pentru o lume liberă. It is clearly a very dangerous situation and clearly has a potential of escalating dramatically, but we have to understand the situation in a fascia, meaning Hezbollah started this war. La câteva ore distanță a venit și răspunsul Israelului. Sute de rachete au fost lansate în sudul Libanului. Între timp, premierul israelian și-a amânat călătoria la New York pentru reuniunea ONU și a promis că următorul atac va fi dur. בימים האחרונים אנחנו הנחתנו על חיזבאללה רצף של מכות שהוא לא דמיין. ואם חיזבאללה לא יבין את המסר, אני מבטיח לכם, הוא יבין את המסר. Israelul a ordonat de asemenea închiderea pentru 45 de zile a biroului Al Jazeera din Cisjordania. Decizia a venit după ce forțele israeliene au făcut o razie la sediul instituției media. Hada i'tida safir ala qanat Al Jazeera wa shabakat Al Jazeera wal amilina fiha wa ala hurriya. Și Statele Unite au reacționat în urma atacului asupra Israelului. Washingtonul a anunțat că va trimite în Orientul Mijlociu o forță militară importantă. Noile tensiuni vin în contextul în care, la începutul acestei săptămâni, mii de pagere ale militanților Hezbollah au explodat simultan. În urma atacului, zeci de persoane au murit, iar peste 3.000 au fost rănite. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a ajuns din nou în Statele Unite. Vrea să le prezinte oficialilor de la Casa Albă și Pentagon planul victoriei și să ceară noi arme. Zelensky și-a început vizita cu un tur al uzinei de muniții din Pennsylvania și le-a mulțumit muncitorilor pentru furnizarea de muniție în Ucraina. Zelensky va prezenta planul victoriei, care include solicitarea Kievului de a folosi rachete cu rază lungă de acțiune asupra țintelor din interiorul Rusiei lui Joe Biden. Ulterior, documentul va fi prezentat Kamala Harris, lui Donald Trump, dar și parlamentarilor americani. Україна представить в Сполучених Штатах план перемоги. Першим його побачить повністю президент Америки. Звичайно, представлю план перемоги усім лідерам країн-партнерів, які так само, як президент Байден, є лідерами світу, можуть стати лідерами миру, допомагаючи нам із планом перемоги. Саме цієї осені вирішується, що буде далі у цій війні. Разом з партнерами можемо. Mulțumesc, Marina, iar de la sport trecem la Meteo, așa că vă invit să aflăm împreună cum va fi vremea în zilele următoare. Cerul va avea înnorări și vor fi ploi frecvente în Norvegia, Regatul Unit, Franța, Austria și Italia. Pe alocuri, ploile vor fi însoțite de tunete și fulgere, izolat, grindină. În munții Alpi, precum și în nordul peninsulei scandinavice, vor fi ninsori și lapoviță. În țările central-estice și central-sudestice vor fi în continuare temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei. 28 de grade vor fi în România și Grecia. Azi avem vreme frumoasă, se încălzește ușor. Spre amiază, mercurul din termometre va urca până la 28 de grade în București și Craiova. 27 vor fi la Baia Mare, Timișoara, Drobeta, Buzău, Galați. 23 de grade vor fi la Miercurea Ciuc. În București, începutul de săptămână vine cu vreme caldă. Azi vor fi 28 de grade și cer senin. Marți și miercuri vor fi chiar 29 de grade. Și la munte, vremea este în general frumoasă. Vântul va sufla slab, iar șansele de ploaie sunt mici. Vor fi 24 de grade la Predal și Păltiniș, 18 grade la Stâna de Vale și 16 grade la Sinaia. De la munte mergem acum în marile orașe. În vest, la Timișoara, azi sunt 27 de grade, dar mâine vor fi 28. Tot de mâine apar și ploile, iar de miercuri se mai răcește. Și la Iași, începutul de săptămână este însorit. Vor fi 26 de grade azi, 27 marți, iar de miercuri vin ploile și pe aici. De vreme frumoasă au parte azi și clujenii. Vor fi 24 de grade la orele amiezii. Marți, temperaturile cresc la 26 de grade. Se mai răcește de miercuri, când vor fi și șanse considerabile de ploaie. Peste Prut va fi soare și maxime de 25 de grade la Cahul și Chișinău. La Bălți, mercurul din termometre va arăta 24 de grade.
Luăm acum o scurtă pauză de publicitate, dar nu plecați, revenim imediat. Este luni, așa că de la ora 16, Cristi Brancu vă așteaptă cu o nouă ediție exclusiv VIP. Cristi se află alături de mine în platou. Bine ai venit, Cristi! Cu ce surprize ne aștepți azi? Doamnelor și domnilor, bun găsit, Livia! Am preluat legătura, dragii mei, e foarte bine și astăzi, pentru că veți afla amănunte foarte interesante. Toată săptămâna va fi una exclusivităților. Astăzi, de exemplu, de undeva din ceruri, ca să fim așa pateticii sau să folosim o sumă de clișee, de undeva se bucură Cornelia Catanga pentru că a devenit bunică. Fiul ei și al lui Aurel Pădureanu este tată, iubita lui, soția lui, că știi că la lăutarea asta cu cununia nu e întotdeauna neapărat la ordinea zilei, dar dacă este a lui, e ca și cum e nevasta lui. Adică, da, adică e soția, dar după aia nu te mai întreb dacă te-ai luat la acte. Băi, a făcut ceva la biserică, bam, 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 cum ar spune domnul Becalici cu asta, bat. Și atunci, ei bine, ea a născut în Statele Unite și o să aflăm foarte multe amănunte și veți vedea copilul. Copilul va fi astăzi la noi. Pe de altă parte vine doamna doctor Monica Pop. Vă rog frumos, cozile din spate, dați-vă la o parte, primele două autobuze cu pacienți în față, restul vă rog așteptați afară pe Dimitrie Pompeiu, că vine doamna Pop și vă oferă ultimele informații și lucruri de care să vă feriți, pentru că e o perioadă foarte, foarte complicată și doamna Pop le zice, nu se uită. Avem niște comentarii foarte interesante din punct de vedere monden, pentru că am văzut cea mai amuzantă, dar și tristă așa dispută între Iulia Albu și Mihai Albu, care Iulia Albu a zis, mi-a aruncat Mihai rochia de mireasă. Și el a întrebat, păi dacă ți-ai luat toate lucrurile, de ce e singurul lucru pe care l-ai lăsat în casă? Dacă te interesa, o luai. Și de aici încolo se mai iau ele de unele de altele. Avem și un interviu cu Carmen, fica lui Adrian Minune, și Adriana, fica lui Adrian Minune. Cele două fete ne povestesc starea lor după ce una dintre ele a divorțat și cealaltă se află într-o reașezare a proaspetei căsnicii. E un interviu care nu are legătură cu faptul că Adrian Minune va fi sărbătorit în Digranda, face 50 de ani. Îi ură multă sănătate și băiatul s-a despărțit. E un moment în care probabil nici nu mai e generația aia după vremuri. Vine, se căsătorește, aia e, stau, cum să spun, triști sau fericiți până la adânci bătrâneți. Așa că o să fie. Vine Andreea Marin și cu alte informații, deci vine toată lumea. Ce să vă spun, umplem parcarea aici, nu e niciun fel de problemă, plus multe alte informații foarte, foarte interesante. Intrăm puțin și în discuția dintre Alin Oprea și fosta lui soție. Intervine actuala soția lui Alin Oprea și spune că nu reușește să-i despart. Mai avem în pole position, să vedem dacă reușim să îl introducem în emisiune, și un interviu absolut adorabil cu marea campioană Larisa Iordache, care este și căsătorită, și proaspăt însărcinată, un boboc de fată și cu soțul care este un super băiat. În rest, veți vedea și multe alte lucruri interesante, interviuri pe care le-am pregătit. Ne vom întâlni și în zilele următoare cu vedete care vor spune lucruri foarte, foarte noi pentru voi. Prin urmare, astăzi multă emoție, să nu mă întreb ce se mănâncă, întotdeauna mă întreabă ce se gătește, ca am să înțelegeți problemă. Și unde dumneavoastră. Că am intrat în toate viețile oamenilor. Nu zici așa? Că am mâncat, nu zici că am mâncat, dar întreabă. Deci necesarul este de cacao, lapte, dulce, făină, praf de coc, ceva bun, dulce, 4 ouă, floarea soarelui, anșoa, conservă, anșoa, nu e dulce, ceapă roșie, lămâi, lămâi. Lămâi, lămâi. De două ori scrie lămâi, de asta. Înseamnă că îi trebuie două lămâi. Înseamnă că o să fie ceva acru, o sălățică cu ton, ceva bun. Cu anșoa. Cu anșoa. Ardei, iute roșu, pâine neagră cu semințe. Cu anșoa, cu ton. Merge mai pe slim, că vorba aia, vara este în continuare, sunt 30 de grade afară și tocmai noi să punem acum strat de protecție, ar fi păcat. Nu, dar ne vitaminizăm. Să ne vitaminizăm. Chestia aia cu ciocolata, sunt curioasă, ceva bun acolo, dulce. Cu cacao, trebuie. Cacao, ciocolată, da, tot da, acolo. Știi că ceva era celebru banc, el și cu ea, rugând, nașternut, așa, și el zicea, ce zici, iubite, o mâncăm înainte sau după? Și el spunea, cum vrei tu, și după aia mâncăm. Ea spunea, cum vrei tu, și după aia mâncăm. Așa că cu ciocolata, cum vreți voi, dar mai târziu să nu ne îngrășăm. Sigur că da, suntem cu ochii pe voi, Cristi. Vă rugăm frumos. De la ora 16, mulțumesc. Luăm publicitatea acum. La
jumătate de secol de la inaugurarea Transfăgărășanului, primele mașini care au parcurs acest drum spectaculos, vă vine să credeți sau nu, încă există. Sunt bătrânele Dacii fabricate la Pitești în anii 70. Colecționari, nostalgici sau pur și simplu iubitori de autoturisme vechi le-au adunat pe toate la o expoziție în Sibiu. Deși au sute de mii de kilometri la bord, mașinile au fost păstrate într-o condiție ireproșabilă și sute de oameni s-au strâns să le admire. Cinci autoturisme Dacia 1300 și 1310 au străbătut aleile împrejmuite cu monumente tradiționale ale muzeului Astra. Ne-am urcat și noi într-una, alături de Gianni, un artist tatuator din Sibiu, pentru care mersul în Dacia moștenită de la părinți a devenit un mod de viață. Nici nu știu la ce să fiu atent, la Dacia sau la morile de vânt, la muzeu. E foarte fain. Ce să mai... Când mă sui în Dacia, pe mine nu mă interesează ce e în jurul meu. Eu nu văd. Deci eu nu văd decât 2 metri. Poți să mă saluți, nu te văd, sunt atent la mașină și ascult motorul. Geamul cu mascara? Da. Prima oprire a fost lângă morile de vânt din muzeu. Deși au văzut pe vremuri Transfăgărășanul, bătrânele Dacii nu mai pot parcurge în prezent acest traseu din cauza vârstei și a costurilor care ar implica o astfel de aventură, însă ele sunt păstrate exact ca în acele vremuri. Carnetul de membru, că... Suntem membru de partid. Bun. Și ăsta e permisul de conducere. Avem valut. Boxul. Azi, 100 de lei, ce Bălcescu era pe. Da, e și spălat. Că... Bun. Să fie bine. Cu alte povești, din acele timpuri, la eveniment au mai venit și alți proprietari de mașini vechi. Ați așteptat după aia, că era da. Da? Cât ați așteptat? Jur de 5 ani. Da, tata, eu eram mic, 14 ani aveam, 13 ani. Dar, mă țineți minte cât a dat pe 83.000 de lei. Am fost pe Transfăgărășan, n-am avut probleme, nu mi-aduc aminte, chiar și pe Păltiniș. Pe Păltiniș parcă o fiert odată motorul, dar pe Transfăgărășan n-am avut probleme. A fost de vis pentru noi ca și copii. Era ceva extraordinar. Sunt primele Dacii care au traversat Transfăgărășanul. Da? Da. În chestia la 50 ani de la capăt. Exact. Tu vă aduci aminte de niște vremuri, nu? Mi-aduce. Și mai merg. Am nostalgia momentelor de atunci când știam să mai schimb și eu ceva, să mai umblu la un jigler, să mai... La mașinile moderne nu mai putem face lucrul ăsta, dar au fost mașini de o calitate foarte bună. Mașinile acestea deja sunt rarități și, în primul rând, sublinez cât efort este să le menții în funcțiune, să găsești piese, să le restaurezi. Sunt piese deja de patrimoniu, le putem numi, pentru că au o vechime considerabilă și cu ele s-a circulat la început pe Transfăgărășan. Transfăgărășan are o lungime de aproximativ 151 de kilometri și face legătura între Muntenia și Transilvania. Drumul, gândit de comuniști să fie unul strategic în scopuri militare, a devenit extrem de vizitat de străini în ultimii 15 ani. Segmentul care atrage cel mai mult este între stânci, cu 30 de kilometri înainte de Bâlealac. Berbecel, Cruciulița, Frâncușa, Cardinal sau Băbeasca Neagră sunt doar o parte din cele peste 30 de soiuri de struguri care au fost prezentate și degustate la Universitatea de Științele Vieții de la Iași. Unele sunt vechi, altele fac parte din colecția instituției și sunt mai puțin cunoscute. În plus, toate sunt rezistente la condiții meteorologice vitrege. Evenimentul de la Iași a adunat mai multe crame și podgorii din toată regiunea Moldovei. Soiurile inedite au fost prezentate chiar de studenții universității. Printre ei este și Andrei, un tânăr pasionat de viticultură încă din copilărie. Este motivul pentru care a ales să studieze la Universitatea Științelor Vieții și vrea să se specializeze în soiurile de struguri negri. Are nevoie și de o temperatură mult mai ridicată, de un sol... Nu neapărat mai ușor, dar mai potrivit pentru el. Dacă nu avem aciditate în vin, o să avem un gust mai fad, mai neplăcut, să zic așa, pentru consumatori. Și se caută pe cât posibil să fie echilibrul, să fie pe plac consumatorului. De la standuri nu au lipsit nici strugurii roze. Răzvan, care este viticultor de 10 ani, a venit cu 3 astfel de soiuri. Din ei are de gând să facă 2 variante de vin roze, demi-dulce și demi-sec. 86% dintre francezi îl folosesc pentru vin. Aici avem gelul, e o încrengătură în laborator, apărut după anii 90. Este foarte aromatizat,
folosit în special pentru struguri de masă. În beciul facultății există o colecție de 200 de soiuri de struguri, atât din România cât și din lumea întreagă. Un soi vechi românesc, care nu prea se mai găsește în restul țării. În momentul de față, acești soi pare să aibă o importanță din ce în ce mai mare, pentru că în contextul climatic cu temperaturi extreme, acești soi își păstrează aciditatea. O ușoară combinație, să spunem, între un sirah franțuzesc sau australian și eleganța unui pinot noir franțuzesc. Evenimentul, aflat la prima ediție, a avut sute de vizitatori. Cu toții s-au declarat mulțumiți de ceea ce au găsit la standuri. Cui se pare struguri? Coarna albă, foarte bun, foarte gustos. Să se mult zămos ăsta, pe cred că e mai mult pentru vin, pe când astea sunt de masă, se vede diferența la hamburgul, întărce pe toate. cel mai bun. Aromat. Nu sunt foarte dulci, adică poți să-i mănânci fără să îți crească glicemia, fără să ca jos. După ei. De obicei prefer otonelul, dar acum am rămas puțin impresionată de hamburg și de gelul. Încântați au fost și profesorii facultății, dar și invitații de peste hotare. Deocamdată am gustat două soiuri. Șaslaul roze, care e foarte dulce, și astea care e foarte răcoritor. Și bun, foarte reușit, pentru că are o textură foarte, foarte cărnoasă, deci foarte plină. Seminții foarte puține și chiar întrebam dacă cumva este un soi fără semințe. Din cauza secetei în acest an, producția de struguri este mai mică, cu cel puțin 20%. Vestea bună este că toate soiurile prezentate sunt rezistente la condiții meteorologice vitrege. Doamnelor, domnilor, focul se încheie aici, dar știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. Acum rămâneți pe Prima TV, pentru că de la ora 16 începe o nouă ediție exclusiv VIP cu Cristi Brancu, iar de la ora 18, colega mea Andreea Bereclanu vă așteaptă cu principalul jurnal al zilei. Noi ne revedem și mâine, tot de la ora 14. O după-amiază cât mai frumoasă să aveți. La revedere! Program disponibil pe primaplay.ro.